Emoții mari pentru fotbalistul Sergiu Hanca și frumoasa lui soție Andreea. Cei doi l-au creștinat pe micuțul lor rege, Zian. Acum respirăm, deci chiar respirăm. La un moment dat și eu și Sergiu ne dezbrăcam, ne dădeam cu atât, e ok, în biserică e ok, să nu leșini, îmi spunea, nu leșini, dar e foarte cald. Ați fost emoționați? Da, au fost emoții semnificative, mai ales pentru mine, pentru că e creștinarea primului nostru copil și am avut emoții mult mai mari decât am avut atunci când am fost naș. Dar sunt fericit că a fost foarte cu minte și a trecut acum și urmează distracția. Și nașii au fost la fel de emoționați, însă Zian a ținut cu ei. Fascinat de tot ceea ce i s-a întâmplat, cel mic a fost toată slujba doar ochi și urechi. Multe, multe emoții, iar doar că Zian ne-a ajutat, a fost cu minte, nu a plâns. Și toate gândurile bune ale noastre se îndreaptă către el în momentul acesta. Și nu doar sâmbătă toate gândurile au fost la Zian, mămica și nașa, de exemplu, s-au gândit mai bine de o lună la ziua cea mare, nu de alta, dar totul trebuia să iasă perfect. Cât timp v-a luat să vă pregătiți, doamnelor, pentru biserică, nu? Mai aveți alte ținute? Da, nu știu, o lună de zile, să spun, ceva de genul. Cred că nașa mai puțin, pentru că la ea creștea burtica. Mai am încă o ținută. Urmează să mă schimb la local, vreau să ne distrăm, vreau să ne simțim bine. Imediat după biserică am ajuns și la localul de poveste în care a avut loc marea petrecere. Sala special amenajată ca un palat regal cu albastru și auriu, candelabrele opulente și strălucitoare, buchetele de flori în culori pale așezate pe fiecare masă, toate au făcut deliciul invitaților aleși pe sprânceană. Ce-i doriți lui Zian? Păi ce putem să-i dorim oricărui copil, ce ne dorești copilor noștri, să fie sănătos, să crească mare, să crească frumos. Că descurs se ocupă mami și tati, nu știu, așa mă gândesc. Cum e la petrecere, vă place? Foarte mult. E foarte bine, ne simțim extraordinar. Mult răvnitul fotbalist, burlac Gabriel Torje, a venit la braț cu iubita lui, care a atras toate privirile curioșilor. E o bucurie mare, este primul copil și îi doresc la cât mai mulți. Trebuie să-și dorească și ei încă cel puțin un frățior pentru a nu crește singur. O bucurie mare, suntem alături de la acest eveniment frumos. O să încercăm să ne petrecem cât mai mult. O să fim și cu un ochi în partea cealaltă la meci, pentru că astăzi avem și meci, echipa noastră joacă și sperăm să câștigăm și acel meci. Ce-i dorești lui Zian? În primul rând, ce-i dorește toată lumea. Să fie foarte sănătos, să aibă parte de tot ceea ce e mai bun în lumea asta și ceea ce îmi doresc, ca el să se facă numai bucurii familiei și celor apropiați, pentru că trebuie să-i facă mândri pe părinții lui când va crește mare. Tu pe când un copilaș? Nu știu, deocamdată mi-e bine așa, îmi doresc și eu să fac un copil, voi vedea. Toate la timpul lor, Dumnezeu știe și el le programează pe toate. Ce ți-ai dori mai mult, băiețel sau fetiță? Nu contează, important este să fie sănătos, nu contează ce este fată sau băiat, însă cu siguranță îmi doresc cel puțin 3 copii. Nu contează ce să fie fată sau băiat, dar să fie băiat. Facem fotbalist. Nu, îmi doresc cel puțin o fată. Soția fotbalistului de la Națională, Steliano Filip, Marina, a ales pentru marele eveniment o rochie scurtă roz, cu paete strălucitoare și cu pene care îi puneau în evidență picioarele lungi și bine lucrate. Cei mai emoționați au fost însă bunicii, care cu greu și-au stăpânit lacrimile atunci când au vorbit despre unicul lor nepoțel. Sunt super emoționată, de azi dimineață suntem în... Da, sunt super fericită, avem un nepoțel și copii... Da. Primul nepoțel? Este primul, da, și ne-a schimbat viața tuturor. Sunt emoții în biserică? Foarte mari. Și am sperat să fie, adică mă așteptam să fie un pic gălăgios, dar spre surprinderea noastră chiar a fost cu mințel și m-am bucurat foarte mult. E un copil excepțional, un copil cu minte, nou, ni se pare că e un copil foarte deștept. Am așteptat mult, momentul acesta e un moment deosebit, ne bucură. Ce înseamnă Zian pentru voi, pentru dumneavoastră? Când ne uităm la Zian, parcă îl vedem pe fiul nostru. Deci, e ca și fiul nostru. Ce-i doriți? Multă sănătate. În primul rând, multă sănătate, mult noroc. De toate e nevoie în viață, și de sănătate, și de noroc. Și...
Eu la fel, să fie fericit, să aibă grijă de copil, să-l crească cum l-am crescut și noi pe al nostru și să fie fericit. Se va face fotbalist sau nu? Asta e decizia lor. Sper că nu. Eu sper că nu. E foarte greu de spus. Nu știm ce o să fie. Dar ce v-ar plăcea așa? Nu știu, că nu putem să ne dăm seama. De exemplu, Sergiu în școală era la matematică, era foarte bun și a ajuns fotbalist. Sergiu, ne spunea tatăl tău și ne-ai spus și tu că ai fost olimpic la matematică. Da. Care e valoarea lui Pi? Cum? Care e valoarea lui Pi? 3,14. Și acum eu 364 ori 56. Nu știu, e prea mult să calculez la ora asta. Ori 6, 364 ori 6. E mult să calculez la ora asta. Acum nu. De la un așa botez regesc, nu puteau să lipsească nici cântăreții de 5 stele. Minadora a venit împreună cu soțul ei, gata să arunce atmosfera în aer. Am venit și am răspuns cu mare plăcere invitației. Vin de la filmările lui Neamărin, unde am țipat groaznic. Sper să mă descurc să pot cânta astăzi, că am la bătaie, am vânătăi, uită-te. Nu e nicio problemă, Minadora e la maxim întotdeauna. Și așa a fost. Tati și-a luat băiețelul în brațe și au dansat pe ritmurile celebrei artiste. Iar după așa melodii cu dedicații, ringul a devenit neîncăpător, iar nevestele de fotbaliști au făcut mare show cu rochiile lor de 1000 de euro. Ritmurile macedonești au scos toți invitații la joc, iar iubitele fotbaliștilor și-au înduit trupurile de zeițe cum au știut ele mai bine. Inspirați de dansul fetelor și fotbaliștii li s-au alăturat pe ringul de dans. Și Ionel Dănciulescu a spus prezent la marele eveniment din familia Hanca, venit singur, fostul fotbalist, avea deja urările pregătite pentru sărbătoritul zilei Zian. Dorim sănătate, eu știu toate cele bune în viață,
tot ceea ce își doresc ei pentru el să se împlinească, să facă ceea ce își dorește cu adevărat și lucrul respectiv să-l facă bine. Momentul cel mai așteptat al seriei a bucurat pe toată lumea. Tortul lui Zian a arătat demențial, demn de un viitor rege al fotbalului. În nuanțe de albastru și auriu, delicioasa prăjitură a luat ochii tuturor și toți au cântat în cinstea sărbătoritului.